Amin, deschidem scripturile noastre la Romani, capitolul 12, citim de la versetul 9 până la versetul 16. Pagina din scripturi 1107, 1106-1107 în traducerea Cornilescu. Citim cuvântul Domnului. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Fie vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Amin. În după amiaza aceasta aș vrea să medităm la cuvântul Domnului și am intitulat meditația din această seară Dragostea creștină, sau dragostea creștinilor mai bine zis, dragostea creștinilor face, nu se preface. Cântăm noi, vreau să iubesc pe frații mei, nu îmi vine să iubesc pe frații mei. Nicolae Steinhard ne-a scria în Jurnalul Fericirii, Dumnezeu nu ne-a poruncit să ne fim simpatici unii altora, Dumnezeu ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții. Și este cu totul diferit. Dragostea creștinilor nu este un sentiment. Nu vine natural și este împotriva voinței omenești, este contraintuitiv. Am dori să iubim, strângem din dinți, strângem din pumn și zicem vreau să iubesc și lucrul acesta nu vine. Este supranatural. De aceea, când spune același apostol, roada Duhului începe, roada Duhului este dragostea, bucuria, pace. De ce? Pentru că Dumnezeu o poate așeza și numai Dumnezeu o poate așeza în cel sfințit, în cel răscumpărat prin Hristos și sfințit prin Duhul. De asemenea, dragostea este o ascultare de poruncă, așa că nu avem încotro. Mântuitorul ne-a spus, vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Nu putem aștepta să se întâmple natural, că nu o să se întâmple. Ascultăm de porunca Domnului și în mod paradoxal, în momentul când dorim să ascultăm și Duhul Sfânt ne dă acel impuls de a asculta porunca, El ne dă și voința și înfăptuirea. De-a lungul celor 25 de ani de slujire până acum, începând de la Aleș, de acum la Mirlău, și eu însumi am trecut prin frământările astea, cum pot să iubesc pe unii pe care chiar nu-i suport? Nu-i suport. Nu mi-e simpatic și gata. Eu sper că cerul va fi destul de larg ca să nu ne întâlnim nici acolo. Aici îl pot evita. Mă uit unde s-a așezat, distanțare, mă duc mai încolo. Și sper din toată inima ca Dumnezeu să-L răspătească, că spune Scriptura, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, să-i găsească și lui unul mai departe de mine. Și totuși biserica este o realitate în care trebuie să învățăm să iubim și pe cei care ne displac și pe cei pe care îi dușmănim sau ne dușmănesc. Iată câteva sugestii simple. Nu ne trebuie nici doctorat în teologie, nu trebuie să știm foarte multe lucruri ca să aplicăm aceste lucruri, să învățăm să manifestăm dragostea creștină în mod practic. Sunt lucruri pe care eu le-am învățat în cei 30 și ceva de ani de când m-am întors la Domnul, în cei 20 și ceva de ani de slujire și vine împărtășesc în această seară, luați-le mai degrabă ca niște sugestii practice. Nu este o predică în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă niște lucruri care sunt din experiența umblării cu Domnul. Mai întâi să ne uităm la context. Contextul din 12 ne oferă două opțiuni. Putem să ne potrivim veacului sau putem să ne lăsăm prefăcuți. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, care merge într-o direcție, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre și miza este să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci Dumnezeu lucrează la mintea noastră. Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt, la cioplirea unor atitudini, ale unor acțiuni care trebuie să se întâmple în viața noastră. Primul lucru, dragostea nu se preface.
dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fără ipocrizie, fără rânjetul acela. Pacea Domnului, frate, așa mă bucur că vă văd. Și traduci, dacă ai destul de multă experiență, să traduci dincolo de sclipirea ochilor. Otrăvite ai. De ce? De ce să se întâlnească două surori? Draga mea, hai să te pup. Bine că s-a terminat cu chestia asta, hai să te pup. Hai să te pup. Ce bine arăți în seara asta. Și după 5 minute mai târziu se întoarce câte bărbatul arată ca o mătură. De ce? Primul trăiește în adevăr. Nu te prefă. Lucrul ăsta te chinuie pe tine și îl chinuie pe celălalt pentru că celălalt intuiește că nu-l suporți. Chiar dacă încerci să-i zâmbești frumos. Nu încerca să fii altceva, nu declara altceva decât ești. Este un bun început. Trăiește în adevăr. Primul semn, după părerea mea, dragoste, este să fim așa cum... Ce-ar fi ca să te duci la un moment dat la cineva și să începi din acest punct? Pacea Domnului, frate. Suntem în aceeași biserică de atâția ani. Să știți că am ceva împotriva dumneavoastră, nu știu ce. Dar nu-i între noi legătură. Vreau să știți acest lucru și să vă rugați pentru slăbiciunea mea ca să-mi dea Domnul acea putere de a avea dragostea care acoperă totul, crede totul, îndeștește totul și de ce nu suferă totul. Al doilea lucru. Dragostea nu face rău dacă nu poate să facă bine. Putem învăța de la un păgân ca Hipocrate. Jurământul lui Hipocrate îl rostesc medicii și unul dintre lucrurile pe care le știu medicii foarte bine este dacă nu poți face bine, măcar nu fă rău. Dacă nu-l iubești și nu ți-e drag, măcar să nu-i faci rău. Dacă nu-i poți face bine, măcar nu fă nimic. Adică nu vorbi. Nu-i distruge imaginea prin bârfă, nu-i distruge caracterul. Scriptura ne spune aici, fie-vă scârbă de rău, lipiți-vă tare de bine. Dacă nu poți să faci bine, măcar nu fă rău. Nu contează antipatia sau simpatia pentru celălalt. Dumnezeu este bun și El se manifestă în bunătate și poate manifesta bunătatea și prin tine, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, măcar să fii inert. Nu, tocmai asta este dragostea lui Hristos, să facem bine, cum vom vedea mai încolo, celor ce ne urăsc, dar dacă nu putem, să nu facem nici rău. 3. Iubește cu o dragoste frățească. Prietenii ne alegem, frații ni sunt dați. Nu întotdeauna ne înțelegem bine cu frații de corp. Cei care au crescut între frați, băieți, știți că nu întotdeauna cea mai bună pace. Noi, în partea mamei, suntem vreo 40 de verișori și nu ne-am adunat niciodată toți acolo, dar ne adunam 2-3 în vacanțe, 2-3, 4-5 băieți și nu cred că era zi dată de la Dumnezeu în care să nu ne ciondănim. Uneori se ia cu cucuie, cu sânge, cu bătaie cu perne seara, tot felul de lucruri. Și eram supărați în timpul zilei unii pe ceilalți. Dar aveam niște vecini acolo și porecla lor era bricegii. Probabil intuiți de ce. Noi ne băteam între noi în curte, ne băteam noi între noi pe drum, dar când eram atacați de bricegi, ce credeți că se întâmpla? Toți eram una. Dragii mei, avem un alt dușman decât cel de lângă noi. A iubi cu o dragoste frățească înseamnă să fim conștienți că sângele apă nu se face. Și noi am fost spălați prin același sânge, sângele Domnului Iisus Hristos. S-ar putea să nu-ți convină de cine este lângă tine în biserică. S-ar putea să nu-ți placă. Dar adesea le-am spus și fraților de la Alești și le spun acum și fraților de la Mirlău. Dacă nu suporți pe cineva, în loc să-l vrăjmășești, fii măcar puțin egoist. Păi cum adică? Dar fii egoist. Gândește-te la tine. Gândește-te că dacă luptăm unii cu alții, cum spune Iacov, ne vom mânca și ne vom distruge unii pe alții. Și dacă vă uitați în context, în Roman 12, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup. Dacă mădularele din trup se luptă unele împotriva altele și se întâmplă cu sănătatea trupului, facem implozie, se îmbolnăvește întreg trupul. De aceea să fim conștienți că dacă eu îl urăsc pe cutare, celălalt mă urăște pe mine, asta mă afectează pe ei mei, familia mea. O biserică unită înseamnă sănătate pentru toți ceilalți. Înseamnă binecuvântare pentru toți ceilalți. De aceea, în momentul când ne mustrăm unii pe ceilalți, când ne încorectăm unii pe ceilalți, când ne îndreptăm unii pe ceilalți, facem bine trupului lui Hristos. Iubește cu o dragoste frățească, ca unii care știm că suntem interdependenți, suntem codependenți unii ceilalți, nu putem scăpa.
Poate cineva să se ducă și să spună unui frate care e frate de corp, de azi încolo nu mai ești fratele meu. Poți să recuzi această calitate? Poți să anulezi calitatea de rudenie? Poți să te duci la fratele... Am avut o relație tensionată multă vreme cu frații mei de corp, dar niciodată n-am putut să anulez relația dintre noi. La fel nu putem anula relațiile pe care le avem în Hristos. Multă vreme am cântat și cei care sunteți din Alești văd două, trei persoane. Știți că am cântat multă vreme, o, ce bine mă simt cu aleșii mei. Așa am cântat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. Dacă nu-ți convine pe cine a ales El, fă reclamații. Vorbește cu El. Scrie-i, spune-i Domnului, nu îmi place de cei pe care i-ai răscumpărat-o, nu îmi place de cei pentru care ai murit tu, nu îmi place de cei care compun trupul tău, nu îmi place de cei care compun biserica ta. Iubiți-vă cu o dragoste frățească. 4. În ce privește respectul, dă întâietate prețuind ce a făcut Dumnezeu pentru el și prin el. Respectul nu presupune neapărat dragoste. Nu te obligă nimeni să-ți arăți afecțiunea, dar poți să-l respecti. În primul rând, pentru că este creat după chipul lui Dumnezeu. Poate pentru că este mai în vârstă. Pentru că a fost mântuit de același Hristos. Pentru că este chemat la o lucrare la care tu nu ești chemat. Și Dumnezeu i-a dat o însărcinare pe care ție nu ți-a dat-o. Eu cred că o formă minimală de manifestare sau un început, o sămânță de manifestare a ceea ce ar putea să devină dragoste acoperitoare, suferitoare, apoi este să ne respectăm unii pe alții. Uneori avem probleme în bisericile noastre că nu suntem nici măcar, nu avem nici măcar civilitate, civilizați. Să avem relații normale de civilitate, de cum se cădenie, de oameni care stau, sunt în aceeași asociere, care se numește biserica. Respectul pe care ne-l datorăm unei altuia se datorează în primul rând faptului că și unii și alții suntem creați după chipul lui Dumnezeu. 5. Însârguință pentru lucrare, fiți fără preget, adică fără ezitare. La un moment dat ne uitam împreună cu verișorul meu la unchiul mai în vârstă și s-a apropiat de 80 de ani și îmi spunea verișorul meu, uite de că deja pregetă, adică deja ezită, deja își măsoară pașii, deja nu se mai avântă. Scriptura ne spune, însărcuință fără preget, cu entuziasm, să fim plini de râvnă cu Duhul, pentru că noi nu slujim oamenilor, slujim Domnului. Ce enervant este într-o formație, spre exemplu, eu dacă nu cântați repertoriu, o să eu de azi nu mai vin la cor. Dacă nu puneți la fanfară baterie, eu nu mai cânt în fanfară. Dacă nu chemați pe fratele cutare sau cutare, eu nu mai vin la biserică. Eu nu mai vin la biserică asta că nu-mi plac luminile sau nu-mi place nu știu ce. Dragostea creștină se manifestă către Domnul, către cap care iubește pe toți. El este mirele miresii, El este capul trupului și El este Cel care ne adună. El este garanția unității noastre, nu simpatiile, prieteniile, colegialitățile pe care le avem noi unii pentru alții. De aceea, când slujim, nu slujim să-i facem pe plac fratelui Ovidiu sau mai știu eu cui, ci noi slujim Domnul. Și asta este o formă de arătare a dragostei pentru toți. Slujind Domnului, slujirea noastră se revarsă peste toți cei care sunt iubiți de Domnul. Al șaselea lucru, versetul 12a. Bucurați-vă în nădejde. Nu-ți pierde bucuria în biserică și în lucrare. Păi cum să ne bucurăm? Că lucrurile nu merg bine. Am avut un frate, avea multe calități. Un frate într-o biserică pe care am păstorit-o, multe calități. Dar avea un lucru pe care l-am observat cu toți cei care am lucrat cu el. Lipsa bucuriei. Când, în orice situație, indiferent că era zi senin sau nor, pace, frate, ce mai faci? Nimic nu era bine. Cum e, frate? Frate, nu mai merge lucrarea. Nu știu... Amărăciunea asta cred că trebuie să sape așa ca un acid, ca o rugină prin interiorul omului. Chiar nimic. Scriptura ne spune să ne bucurăm de ziua de astăzi, să ne bucurăm de prezent, ci bucurați-vă în nădejde. Bucurați-vă că Dumnezeu va schimba. Dacă noi spunem dragostea acoperă totul,
crede tot, adică eu cred că Dumnezeu mai are de lucru cu persoana respectivă, nădăjduiește tot, nădăjduiesc că Dumnezeu încă îl mai cioplește și dacă nu l-a luat pe pământ, înseamnă că noi gata. Și dacă nici nu se împlinește ceea ce am crezut eu despre persoana respectivă, nici ceea ce am nădăjduit eu, că Dumnezeu va lucra în viața lui. Și dacă rămâne așa, rău, Domne, rău și insuportabil, ce ne spune Scriptura că face dragostea? Al patrulea verb, suferă tot. Suferă, suportă-l așa cum este. Veneam odată cu fratele Florin Negruț de la Aleș, eram în mașină și eram după o consiliere, un conflict între doi frați și eu eram destul de dezamăgit la 26 de ani, la 25 de ani fusesem ordinat păstor, 26 de ani, un an, lucrare, descoperisem așa de multe lucruri care nu erau așa cum mi-am imaginat eu în biserică și eram destul de întristat și fratele Florin mă întreabă ce s-a întâmplat. Frate, dar sunt așa de răi, așa de răi, așa de nepocăiți. Și el îmi spune, auzi, dacă sunt așa de răi că-s pocăiți, imaginează ce răi ar fi fost dacă nu erau pocăiți. Adică e un progres. Și dacă continuă pe aceeași cale, probabil vor fi și mai puțin răi. Și probabil Dumnezeu va lucra în continuare. De aceea noi, dacă iubim pe frați, nu iubim așa cum sunt ei acum, ci iubim cum vor fi. Și dacă frații și surorile noastre sunt din aceeași mireasă, cum își va prezenta Domnul mireasa? Fără pată și fără zbârcitură. Asta înseamnă că într-o bună zi, frații care acum sunt imperfecți, frații care acum sunt criticabili, frații care sunt acum insuportabili, vor fi și buni și suportabili și plini de toate calitățile Domnului Iisus Hristos și noi nădăjduim la acea zi. Nu-ți pierde speranța, nu zici niciodată despre nimeni. Dom'le, cu asta nu se mai poate face nimic. Gat, ai să lipsi de speranța. Asta merge direct în iad. Nu. Noi ne bucurăm în nădejdea că Domnul va lucra. 7. Fii răbdător în necaz. Dragostea este îndelung răbdătoare. Și când frații ne fac necaz acum, ne sfătuiește Scriptura să fim răbdători. Nu ne sfătuiește să fugim din necaz, să îi dăm în judecată atunci când ne fac necazuri și spune fiți răbdători în necaz. Pentru că dragostea nu reprezintă un contract, un schimb, un regim acela de religie cum aveau romanii. Dou ut des, îți dau și tu îmi dai înapoi. Biserica nu este o casă de schimb de favoruri în care așteptăm să fim binecuvântați și om binecuvântați și noi pe ceilalți. Dragostea este sacrificială. Rabdă acum. S-ar putea ca Dumnezeu să lucreze și să ieși din acel necaz cu fratele care îți face necazuri. 8. Și vedeți aici, fiecare dintre imperativele acestea are un alterant. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Bucurați-vă, fiți răbdători, stăruiți în nădejde, în necaz, în rugăciune. Nu s-a schimbat nimic? Stăruie. Ai necazuri? Rabdă. Ești deznădăjduit? Bucură-te totuși că Dumnezeu va hotărâ când va schimba circumstanțele, când îi va schimba pe frați, nu s-a încheiat alergarea, deci nu s-a încheiat nici necazuri. Este vreodată ușor să iubești? Este vreodată ușor să iubești? Este vreodată ușor să-ți iubești chiar copiii care sunt sânge din sângele nostru și oase din oasele noastre? Este ușor? Este ușor la vârsta adolescenței când se răzvrătesc împotriva noastră, este ușor să-i vezi niciodată. Dar cu copiii noștri suntem răbdători în necaz. Stăruim în rugăciune pentru ei. Le suportăm mofturile pentru că avem nădejdea, dorim, tremurăm pentru ei că Dumnezeu va lucra. Același lucru trebuie să facem pentru frații și surorile în Hristos. Al 9-lea lucru, versetul 13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Observați că fiecare dintre aceste imperative are un aspect proiectiv, are de-a face cu viitorul, cu o situație potențială, posibilă, așteptată. Este o tensiune care așteaptă rezolvare. Dragostea creștină nu se centrează pe prezent, pe ce suntem oamenii acum, de aceea trebuie să ne obosim în facerea binelui, să nu obosim în facerea binelui. Trebuie să nu pregetăm, să nu ezităm, să nu ne lăsăm păgubași, să nu renunțăm. Să nu ne pierdem speranța. Sfinți? Ăștia, frate? Ăștia sfinți?
Aici spune, ajutați pe sfinți. Eu nu văd niciun sfânt aici. Păi dacă sunt sfințiți pozițional. În Domnul Hristos toți sunt. Domnul Hristos stă cu mâinile desfăcute și Tatăl privește prin rănile Domnului Iisus Hristos și ne vede și pe mine și pe tine ca sfințiți prin sângele Domnului. Sunt sfințiți poziționați, vor fi sfinți escatologici în împărăția Domnului, cu toții. Nu vedeți cum începe Apostolul Pavel, începe câte o epistolă și spune sfinții care sunt în cutare loc, după care îi mustră. Sunt sfinți pentru că Dumnezeu i-a răscumpărat, după care începe să corecteze, că sunt imperfecți. Sunt aleși Domnului. Ajutați pe sfinți că sunt în nevoie. Ei, păi și dacă sunt în nevoie, nu-i ajut. Păi urmează mai departe. Fiți primitori de oaspeți. O idee. Dacă nu știi, chiar nu știi și n-ai nicio idee, cum să-ți manifesti dragostea față de cineva care știi că nu te suportă sau pe care tu nu prea îl ai la suflet? Poate să mai termină cu valul acesta, poate să mai termină cu pandemia, cheamă-i la masă. În multe din bisericile noastre s-au format deja grupuscule, pretenarii noștri, grupul nostru, cei cu care noi avem chermezele și grătarele. Pe aia nu mai îi chemăm. Ia încearcă să-i chem pe aia pe care nu-i suporți. Să exersezi acest fiu privitor de astăzi. Știți ce multe lucruri se pot rezolva în intimitatea unei case, la o discuție? Și în momentul când pui de cafea să te așezi la masă și bărbații să stea de vorbă între ei, auzi frate, uite, s-ar putea ca noi să certăm din cauza nevestei. Așa e că probabil soția ta ți-a spus că nu știu ce, știi și nevastă mea mi-a spus nu știu ce. S-ar putea să încertăm din cauza lor. Sau soțiile discute între ele, auzi, soro, s-ar putea ca noi să certăm din cauza bărbaților. Știi că cutare a zis despre el cutare și cutare am auzit la cutare și cutare. E adevărat? Nu, frate, e o prostie. Nu, soră, nu e adevărat. Dar ce bine, uite, am fi trăit în minciună. Uite, am fi trăit cu... Te-aș fi privit tot timpul în biserică și am fi trecut tot timpul unul pe lângă alții și nu ne-am fi dat pace. Da, acum ce bine că le-am lămurit. Cât de multe lucruri se pot rezolva tet-a-tet, față către față. Al 10-lea lucru. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Dragostea este surprinzătoare în reacții. Este dintr-o lume răsturnată, în care întorci obrazul, mergi o milă în plus, dai și cămașa. Dragostea șochează, surprinde, lasă ochii mari. Dragostea tot timpul schimbă perspectiva. Prezentul este trist, dar noi nu slujim la viitor. Noi nu slujim omului, ci Domnului. Noi binecuvântăm ca unii care știm că Dumnezeu are de lucru încă cu noi și are de lucru cu celălalt. Bine, dragii mei, și din alte pricini să binecuvântați. La un moment dat am avut un conflict la telefon cu un frate, mă sună și începe să-mi toarne. Eram pe speaker, când am auzit ce-mi spune, tot felul de epitete, am pus la telefon, l-am ascultat, era și soția și fiul mai mic în mașină, l-am ascultat și după ce l-am ascultat i-am spus câteva lucruri și am văzut că nu am cu cine să mă înțeleg și i-am zis: frate, eu nu discut în termeni ăștia. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Și am închis. Și el îmi scrie un mesaj. Să știi că am înregistrat convorbirea și o să o trimit păstorului tău. Și am zis, sănătate și noroc, vă rog să o trimiteți, că din ceea ce rezultă din convorbirea noastră, dumneavoastră ieșiți mai rău. Eu v-am binecuvântat. Și pentru posibilitatea de a fi înregistrat, dacă nu avem alte motive, mai duhovnicești, mai evlavioase, binecuvântați și nu blestemați. Binecuvântați pe vrăjmași. Nu te costă nimic. Nu trebuie să plătești nimic. Rugați-vă pentru cei care vă prigonesc. Domnul Iisus pe cruce, Mântuitorul nostru, a spus: Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. Al 11-lea lucru. Cultivă-ți empatia. Dacă simpatie nu ai, nu-ți sunt simpatici, dar poți să ai măcar empatie. Ce înseamnă asta? Nu-mi place neapărat de cutare. Eu am un copil care nu s-a întors la Domnul și îl văd pe copilul prietenului meu că s-a întors la Domnul și s-a botezat. Merge la catecheză, la fratele Doru și se va boteza. De ce să nu te bucuri pentru asta? De ce să fii tot timpul așa îngruntat? Hai, Doamne, lasă că știu eu că îl manipulează ei. Bucură-te cu cei ce se bucură și în ziua botezului bucură-te cu cei ce se bucură. Și dacă s-a întâmplat ceva rău, nu zi tu: ai văzut? Ai văzut? Așa mama, așa fiică, domnule,
Cum a învățat-o? Vezi că Dumnezeu e drept cum pedepsește El. Dar cine te-a pus pe tine? Că-ți va veni și ții rândul. Tu n-ai copii? Tu n-ai nepoți? Comentariile acestea din acreală. Dom'le, nu poți să te bucuri cu cel și a murit. E, ai văzut? Domnul e drept, domne. Domnul e drept, vezi? Abține-te, n-am stabilit. Dacă nu poți să faci bine, măcar nu fă rău. Dacă nu poți să spui de bine, măcar nu spune de rău. Cultivă-ți empatia. Bucuria pentru necazul altuia este cinism, este răutate și finalmente este mândrie. Tristețea pentru reușita și bucuria altora este invidie, tot răutate și mândrie și vine de la cel rău și cel mândru, care este diavolul. Al 12-lea lucru, nu discrimina în iubire. Aveți aceleași sentimente unii față de alții. Iubește și pe cei care nu merită iubirea ta, așa cum a făcut Domnul Iisus. Dragostea creștină este răspândită unitar. Și dacă nu poți, frate, nu poți să iubesc. Psalmistul spune, paharul meu este plin de dă peste el. Domnul este dragoste, Dumnezeu este dragoste. Și dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, înseamnă că El ne umple. Și dacă El ne umple de dragoste, înseamnă că izvorul nu e în noi. El este izvorătorul dragostei și atunci Domnul poate iubi cu dragostea pe care El o toarnă în sufletele noastre. Și să-L rugăm pe Domnul, Doamne, eu nu pot iubi. Ce bine e să încep să recunoști cu acest lucru. Nu-L pot iubi, nu-L pot suporta. Doamne, dar Tu poți, dacă L-ai mântuit. Așa că manifestă-ți dragostea pe mine. Cum? În ce fel? La un moment dat aveam două surori care erau în conflict, erau pe aceeași scară și spune, frate, nu știu ce să mai fac, sora mă vorbește de rău, deja știu și vecinii. Și atunci mie, tânăr, păstor, îmi vine o idee, zic, soră, dumneavoastră știu că faceți prăjituri bune, acum se apropie Paștele, faceți prăjituri de alea cum știți dumneavoastră și în dimineața Paștelui, așa pe la 8, înainte de a pleca amândouă la biserică, pe rând, ca să nu se întâlnească, du-te la ea, bate-i la ușă, dai prăjiturile. Așa a făcut sora. M-am bucurat că m-a ascultat. După o săptămână, duminica, tot mi-o văd tare supărat. Frate, îmi pare rău că v-am ascultat. De ce? Să vedeți ce mi s-a întâmplat. M-am dus, i-am bătut la ușă și cu emoții și am muncit toată noaptea să fac prăjituri și am făcut și cremă. Îmi deschide, se uită. Hristos a înviat, am venit să-ți aduc sora, am venit să-ți aduc o prăjitură. S-a uitat la mine și vrei să mă otrăvești? Cu unii imposibil, dar spune mai departe, ne dă soluția, ci că din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânci, dacă este sete, dă-i să bea, că și dacă vei face altfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Și dacă nu ți-a primit soră, să știi că n-a dormit noaptea aia. Trebuie să fii mult prea petrificat, mult prea lipsit de bunul simț și de simțiri omenești, ca cineva să insiste, de aceea să nu obosim în facerea binelui. Insistă! Continuă. Acum zice că ai otrăvit-o, că vrei să o otrăvești, mâine vii din nou și din nou și din nou. Ea nu te salută. Salută tu. Nu vrea să te vadă. Tu arată că ai văzut și spui, pacea Domnului, soră, să știți că v-am văzut, Domnul să vă binecuvinteze și insistă. Nu discrimina în iubire. Și ultimul lucru, nu te socoti singur înțelept, nu fii mândru. Este o dovadă de dragoste. Cel care iubește și mândria, iubirea și mândria nu au loc împreună. Nu poți iubi dacă ești mândru, pentru că iubirea te poziționează într-o situație în care trebuie să îi dai credit celuilalt, trebuie să te așezi în situația în care tu îl înțelegi pe Dumnezeu, înțelegi dragostea lui Dumnezeu și din pricina faptului că înțelegi dragostea lui Dumnezeu, poți să te raportezi la celălalt care de asemenea este iubit de Dumnezeu. Că Apostolul Ioan ne spune, cum poți să zici că iubești pe Dumnezeu și nu iubești pe aproapele tău? Ai nevoie de ceilalți. Ai nevoie de oamenii care te urăsc acum și care îți displac. Știți ce binecuvântare e să ai vrăjmași? E o foarte mare binecuvântare pentru că ei îți arată imperfecțiunile și arată unde trebuie să te mai pocăiești. În ultimii 10-13 ani mi-am făcut foarte mulți dușmani pe internet. Unii pe bună dreptate că am făcut eu greșeli. Dar și unii care mi-au arătat lucruri pe care n-aș fi vrut să le văd. Ce mare har! Ce mare har! Să ai oameni care tot timpul îți la veghe, tot timpul te vânează, tot timpul spun, ha, ia uite, acolo. Da, frate, am greșit. Și îți dă ocazia încă o dată să te pocăiești? Și îți dă încă o dată ocazia să te pocăiești? A stricat cuiva prea multă pocăință? Nu. Și cei care te vrăjmășesc îți oferă nenumărate ocazii de a te smeri. Și de smerenie n-a murit nimeni niciodată. Nu umbla după lucrurile de sus, învidindu-i pe cei care au ajuns acolo.
Ești și tu parte din lucrarea și planul lui Dumnezeu. Uite ce spune aici. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care am împărțit-o Dumnezeu fiecare. De ce? Căci după cum într-un trup avem multe păduri și dezvoltă această imagine și apoi spune, avem felurite daruri. Ai și tu locul tău. El are locul lui. Unii sunt mai vizibili acum, tu ești mai smerit acum. Nu te socoti singur înțelept. Noi evanghelici avem o problemă. Acest individualism. Eu și cu Dumnezeu formez majoritatea. Domnule, lasă că și mie îmi vorbește Dumnezeu. Eu n-am nevoie de păstori, eu n-am nevoie de predici, eu n-am nevoie. Eu știu să-mi aleg singur drumul, eu știu să-mi aleg singur predicatorii de pe YouTube, eu știu. Nu te socoti singur înțelept. Ești oaie într-o turmă și dacă ești oaie într-o turmă ai nevoie de călăuzire, ai nevoie și de toiag, ai nevoie și de nuia, ai nevoie de toți cei care sunt împrejurul tău. Restul până la versetul 20 sunt reluări și sublinieri, precizări sau detalieri ale unor imperative precedente. Vedeți acolo cuvinte cheie, bine, pace, dăruiește, surprinde rău cu bine, conflictul cu pace, răzbună-te cu dăruire. Constantin Noica, în cuvânt împreună despre ilustrare românească, are un pasaj extraordinar despre etimologia cuvântului răzbunare din românește. Știți că răzbunare, a te răzbuna, inițialmente însemna a îmbuna? Răzbună-te! În ce sens? Și citează din Coșbuc. Norii s-au mai răzbunat. Adică ce s-a întâmplat? S-au vălătucit și s-a făcut cer senin. Lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lasă-l. Noi avem o expresie. Lasă-l în plata Domnului. Lasă-l în plata Domnului. Păi și dacă Dumnezeu îl mântuie și ajunge în cer? Lasă-l în plata Domnului. Ce răzbunare mai cruntă poate fi ca euul lui vechi să moară și să nască din nou? Dușmanul tău a murit. S-a născut un copil al lui Dumnezeu. Dacă recapitulăm, dragostea face, sunt acțiuni vizibile, dragostea face, nu se preface. Dragostea înseamnă acțiune, măsuri practice, atitudini vizibile, dispoziții sufletești verificabile. Nu este teorie, nu este declarație, nu este lingușeală și ipocrizie. Dragostea vede mai departe decât prezentul. Dragostea vede ceea ce vrea să facă Dumnezeu cu aproapele. Dragostea privește în perspectivă. Dragostea recunoaște perspectiva lui Dumnezeu asupra persoanei. Dragostea de aceea iartă trecutul, pentru că știm că există un viitor împreună și vom locui în prezența lui Dumnezeu. Dragostea nădăjduiește la viitorul în care Dumnezeu îi va răscumpăra și îi va sfinți pe cei ai lui și vor fi diferiți de cum sunt acum și cum îi privești tu și defectele pe care le vezi tu. Dragostea lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu suveran. El să judece, El să răzbune. După cum spune, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Dimpotrivă, dacă este foame, dai să mănânce, dacă este sete, dai să bea. Dragostea creștinului schimbă punctul de vedere limitat cu punctul de aplicație al lui Dumnezeu asupra celor pe care noi îi putem iubi. Ei sunt creați de Dumnezeu, răscumpărați de Hristos, sfințiți de Duhul Sfânt și pregătiți să fie părtași cu noi. Suntem parte în aceeași lucrare, parte în același plan, parte în aceeași biserică și parte în aceeași împărăție. De aceea dragostea face, nu se preface. Începe prin a spune ce nu simți. Treci la acțiune, în schimb. Iubește cu fapta și cu adevărul, nu cu declarația, așa cum ne învață Ioan. Nu cu zâmbetul de carton, nu cu ipocrizie. Mă rog Domnului să ne ajute să avem acea dragoste plină de acțiune. Dragoste activă, dragoste pe care frații și surorile noastre o pot simți în cana lor, în farfuria lor, în casa lor, în magazia lor de lemne. Nu-ți vine să iubești? Poți să faci un pas, să treci la acțiune și vrăjmașului tău, fă-i bine. Știi care are nevoie de lemne în perioada aceasta? Plătește jumătate de metru stear de lemne și du-l. Și dacă este nevoie, sparge acolo. E vizibil, e cuantificabil. Și Dumnezeu va lucra și în sufletul tău în primul rând. Și dacă El nu va primi, și dacă va fi ca sora aia, ce vrei să mă otrăvești? Cu siguranță Dumnezeu va lucra în inima ta. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.